Vreau să-mi cer scuze față de colegii de pe platformă. Vreau să-mi cer scuze în fața vloggerilor despre care am făcut clipuri, în care am arătat ce bulangii sunt, sau despre care am făcut clipuri în care mi-am frecat-o de-a lungul timpului. O să șterg clipurile despre ei chiar acum. Nu o să mă auziți niciodată spunând porcăria asta, pe bune. Mi-a trimis mesaj acum vreo săptămână de link, îl știți, e un fel de prieten al canalului, dacă pot să-i zic așa, în care mi-a arătat un mail pe care l-a primit aparent de la mine. Poți să șterg video despre tine. Salut, deci m-am gândit să-ți propun să șterg video făcut despre tine pe canalul meu. Dacă ești interesat, dă un mesaj pe WhatsApp la numărul 0724 bla bla. La fel cum și-a dat și el seama că nu sunt eu, din motive evidente de gramatică, așa vă dați și voi, plus că pe adresa asta de mail este setat aici un avatar de pe un blog de-al meu de prin 2017. Iar eu am poza asta, pe care o tot vedeți când vă arăt discuțiile mele avute cu scammerii ruși pe mail, dar totuși este adresa mea de mail, asta chiar este adresa mea de mail, iar dacă cei de la bursă vedeți și voi clipul ăsta, puteți să dați un mail pe adresa asta în care să facem un parteneriat. Sau pentru suma potrivită pot să-i fac reclamă și altei companii de apă îmbuteliată. Revenind, sunt diverse site-uri de pe care poți face mânăria asta, să trimiți mail-uri folosind o adresă de mail deja existentă, dar ideea e că nu poți să citești în viața ta vreun mail primit pe adresa aia, doar să trimiți ca și cum adresa respectivă ți-ar aparține. Așa că improvizez cum a făcut tipul ăsta care s-a dat drept mine, a găsit un alt mijloc de comunicare, WhatsApp, unde poate să continue să se dea drept unul dintre cei mai interesanți și isteți oameni de pe platforma asta. L-am sunat și cu număr de România și cu număr de Rusia, n-a răspuns. Chiar aș fi vrut să văd dacă este într-adevăr LOSPA, iar pe WhatsApp n-are nicio poză setată la avatar, deși chiar eram curios să văd. Chestia e că pe 25 iunie am primit și eu tot așa un mail de la Mikey Haz, aparent, numai că nu e de la el, ci de la tot așa vreun tip care încearcă să se dea drept el, știind lucrul ăsta de a trimite mail-uri în numele altor persoane, folosindu-le adresele de mail. Cine știe, poate aceeași persoană care a trimis mail și lui Dălin. Din câte vedeți, apare și aici că încalcă regulamentul Google pentru adrese de mail recomandate ale expeditorilor și mi l-a băgat direct în spam. Tot respectul de la Mikey Haz. Ăsta este subiectul mail-ului. Îmi place că s-a semnat, dacă e să zic, din titlu. E ca și cum aș da mail, nu știu, vreunui producător de căști, iar titlul să sune cam așa: mai aveți căștile cu tare pe stoc? Bai, Ciprian LOSPA. Și mi-a zis așa în mail: salut Ciprian, sunt Mihai de pe canalul Mihai Alexandru H. Bă, omule, chiar dacă știu de canalul tău de mai mult de jumătate de an, abia acum câteva zile am apucat să privesc videourile tale. Bă, de simt nevoia să zic personal că ești genial. Da, cred că i-a plăcut în mod special clipul ăla despre Bălan Alexandru, în care am zis și despre el. Genial, nu? Personal, cred că canalul tău este subapreciat și de fapt meriți să ai milioane de abonați. Ai tot respectul meu. Îți scriu aici deoarece că contractul cu Viral Studios nu-mi permite să promovezi pe cineva doar din motivul că mie îmi place și că crezi că de fapt trebuie să ai un număr de abonați mai mare decât canalul meu. Da, mă, vedeți voi, contractul cu Viral Studios nu-mi permite să promoveze pe cineva doar din simplu motiv că este drag conținutul acelei persoane. Contractul cu Viral Studios, agenția lui Mikey Haz. Genial, cum s-ar zice. Mult succes, maestre. PS, dacă vrei să dai feedback, feedback la ce? Atunci scrie-mi pe mailul meu personal hsharoncyberdude.com sau pe Telegram Mihai H. Adresa de mail de pe care scriu acum o poți găsi pe canalul meu în secțiunea despre canal. Normal, de ce să continuăm discuția pe mailul ăsta, ori pe vreo rețea de socializare oficială, unde sunt conturile verificate, gen Facebook sau Instagram, cum putem continua discuția pe mailul hsharoncyberdude.com, un mail proaspăt creat, ori pe Telegram, platforma pe care o folosești cel mai des bunul nostru prieten Ilias Frogs când vine vorba de vreo mânărie, vreo pișcătărie, ceva. Dacă primiți mail-uri de genul în care eu sau alt creator de conținut vă zicem cum ar veni ceva și apoi vrem să continuăm discuția altundeva în afara mail-ului, iar alternativele nu sunt conturile oficiale de Instagram sau de Facebook pe care le găsiți prin descrierea clipurilor sau la secțiunea despre de pe canale, atunci cu siguranță să știți că e vreun impostor la mijloc. Și dacă ești vreun vlogger despre care am făcut clip și ai impresia că te disprețuiesc, să știi că chiar așa e. Și nu o să trimit niciodată vreun mail de genul.